poze, ce spunea să-i soției acum când făcea poze? A spus ceva? Nu, n-a auzit bine. Noi am zis că sunt foarte fericit că văd atâta lume. Domnul Giurgiu, care acolo, care a produs filmul, i-a luat 3 ani de zile să facă filmul ăsta și un film foarte realizat, adică e ca lumea, și am fost invitat și la Cana să o noutate. Care a fost cel mai important moment al filmului dumneavoastră? Nu știu, pe nu l-am văzut filmul. Dar cum mă întreb pe mine? S-a filmat în Anglia, s-a filmat în Italia, peste tot, în Los Angeles. Deci, nu știu, eu n-am vrut să-l văd înainte să de premieră. Aveți toți prietenii și toți invitații speciali la televizorul voastră. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că prietenii mei au fost adevărați prieteni. Asta înseamnă. Cum era Nasti înainte și unul este acum? Pe teren. Cum era Nasti pe teren și unul este acum? Hai, nu pot să compar acum. Când eram eu, atunci erau niște alte reguli, acum sunt alte reguli, deci... Nadia spunea că sunteți fratele dumneavoastră. Nadia spune că e mai bună la tenis decât dumneavoastră la gimnaziu. Asta clar. Nadia, totdeauna am jucat tenis când eram copil, avea 14-15 ani. A spus că a venit să-l vadă pe fratele Ilie Năstase. Așa îmi spune mie fratele Ilie și lui Ioana îmi spune sora Ioana. Așa vorbește ea, e foarte prietenoasă. Domnul Ilie, dar cum a fost în 73 când a jucat, cum salatul era pe masă? Ce înseamnă? Nu știu, asta cei care m-au văzut, eu nu știu ce înseamnă. Eu știu că m-am făcut treaba mea. Melodia care este în film este melodia lui Sinatra, I Did It My Way, adică am făcut cum am vrut eu și sunt foarte mulțumit cum a ieșit. Mai mult de numărul 1 nu puteam să fiu.